În sfârșit la bunii! Bunii, de când ți-am promis că venim și n-am mai ajuns, dar uite-ne aici! Bravo! Bravo! Bună seara, signorina! Bună seara! Ciao, ciao! Poftiți-ți pe meleagurile copilăriei mele. Timp de 7 ani aici a crescut tata. Acasă, pot să zic, acasă, prima mea casă, unde am crescut, unde am copilărit. Și ce să vă zic, vă arăt și vouă locurile copilăriei mele. Aici. Aici. Bunii! Da, aici atât, au murit săracii. Noi împreună venim destul de des la Puna și ne bucurăm că o mai găsim încă aici. Stai că vine bunii. Vine, dai la bunii. Nu, e supărat pe ea. E supărat pe ea. Dai? Uite ce ți-a adus, Iri! Ce-a dus? Îi mai știți? Gândiți-vă că tot ce vedeți aici, nu știu cum se vede prin sticlă, dar în realitate este destul de mare spațiu, grădina. Și bunica cu bunicul, Dumnezeu să-l ierte, lucrau împreună. Chiar dacă ei lucrau în învățământ, își doreau din suflet ca curtea lor, grădina lor să fie impecabile, să arate frumos și să fie plină de răsaduri și de legume, fructe, pomi. Acum au trecut deja 2 ani de când bunicul nu mai e și simțim cu toții că bunicii este foarte greu să se ocupe și să le ducă pe toate, așa cum le ducea când era împreună cu bunicul. Nu prea acceptă nici ajutor din partea noastră, își dorește să le facă singură, probabil că se gândește la el în momentele în care lucrează și aduce de aminte cât de mult vorbeau și cât de bine le era împreună. Nu știu ce să vă zic, pur și simplu o compătimesc și încerc să mă gândesc că eu și curajele și o să fim cât mai mult timp împreună. Și sper din suflet să nu trebuiască să simt aceste momente pe care le simte. Adică să, nu știu, să trăiesc aceste clipe de singurătate. Cred că este sfârșitor de dureros. Eu oricum i-am zis lui Rareș că dacă cumva, nu știu, eu sper și mă rog lui Dumnezeu să ne țină cât mai mult timp împreună până la deci bătrâneți. Dar îmi doresc din suflet, dacă cumva, clar că o să vină momentul în care o să trebuiască să trecem în evință, vreau ca eu să fiu prima, să nu rămân singură, că eu cred că o iau raznă. El poate să stea liniștit, dar eu nu. Eu să plec prima. Pentru că văd cât de greu le este efectiv bunicilor și eu mai am încă 2 bunici care au rămas fără soți. Și le este efectiv, nu știu, pe mine mă doare sufletul, mie să plâng tot timpul când le văd. Da. Ce geam? Du-te că... Asta! Aia, păi, da. Aia, aia, da. Dar de la bunii, nu-i frumos să te uiți un geanta femeie. Așa, mă. Hai, Iri, hai, da. Iri, hai să vezi ce primești. Irinuca! Hai, Iri, că-ți dă ceva, mami. Hai la bunii, să vezi ce primești. Hai, mulțumesc. O să-i duci și nu te aduc la asta la... O să meargă, bine. Spune, mulțumesc. Bine, mulțumesc. Bună! Oricât de câte ori mi-ai zis, m-ai întrebat, nu mergem la bună Dorica. Nu mergem la bună Dorica. Hai, da, e, din coace! Somnic! Noi, mergi după gândul. Așa, mulțumesc, bună! Mulțumesc! O să-mi cumpăr ceva frumos. Edi! Bune! Să cumpăr ceva? Hai, mă! Da? Ce o să-ți cumpăr? Chiar spune. Îi spui? La bună, ce te gândești? Păi ce n-ai mărit după aceea, mă? Lasă că o să meargă. Auzi că aia să ai foame. Da, o
să mergem. Mama Nico, soacra mea, fiind învățătoare de meserie, știe cum să se poarte cu copiii, așa că am noroc, sunt una dintre cele mai norocoase nurori, pentru că piticii noștri au o învățătură aleasă. Da, că nu mai are, că a murit toate. Da, bun, merge pe grătar. Eu murit. A murit pisica. Hai și mie bani. Hai, Edi și tu. Hai de la bună. Edi. Nu le am. Ce? Ce s-a întâmplat? Eu am făcut să te anu pe mașină. Am făcut, să lovit neapărit. Dar pe și eu merem și Londra, nu merem. Hai, mai rare. Hai să mergem. Da. Faceți-i șunta acolo pe la gaz. Da, mergem. Hai să mergem. Hai, Robi. Hai că ne pregătim cartofiori. Bunii, pregătește-ne un voi să curățăm cartofii. Hai, Edi. Hai la mama.